La inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire de la inimă la inimă. De la început aș vrea să ne gândim la un lucru atât de interesant care s-a întâmplat și se întâmplă de-a lungul vremurilor. Când Dumnezeu vrea să folosească un om pentru o lucrare specială, pentru o lucrare deosebită, atunci îl trece prin atelierul său de lucru. Pe acea roată a olarului, care uneori ni se pare imposibil de suportat, însă ceea ce este mai îmbucurător pentru noi e că piciorul lui Dumnezeu stă pe pedala care învârte roata și niciodată nu se petrece ceva peste puterile noastre. Același lucru s-a întâmplat și cu invitata pe care o avem astăzi în studioul nostru. Ea este Dana Albu. Îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră, Dana. Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit. Pe parcursul discuției noastre, dragi ascultătoare, o să aflați de fapt ce a însemnat pentru Dana Albu șlefuirea pe acea roată a olarului despre care aminteam. Deocamdată am vrea să ne spui câte ceva despre tine. În primul rând, de când l-ai cunoscut pe Dumnezeu, care au fost primele gânduri care le-ai avut referitor la El, din copilărie sau mai târziu? Am făcut parte dintr-o familie de credincioși, de oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu, de oameni care m-au învățat să discern ce e bine, ce e rău și încă de mic copil am învățat să aleg binele. Tatăl meu a fost un om deosebit, care întotdeauna a pus accentul pe valorile creștine. Și, după cum vă spuneam, de mic copil am fost expusă la ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. De mic copil am știut ce trebuie să fac, ce e bine și ce e rău. Crescând, la vârsta de 16 ani, mi-aduc aminte că era tocmai perioada din decembrie, când a fost Revoluția. În 16 decembrie eram în tramvai, în centru, și acolo erau deja adunată o mână de oameni care începeau să scandeze. Și ulterior, după ce am ajuns acasă și aflând ceea ce s-a întâmplat în centru după ziua de 23-24 decembrie, mi-am pus întrebarea ce aș fi făcut eu sau unde aș fi ajuns eu dacă atunci aș fi murit. Știți că în perioada respectivă au murit mulți oameni în Timișoara. Interesant. În ce fel Dumnezeu atinge inima unui om? Pentru fiecare are modul lui special de a-i vorbi. Ai luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu și de a ști bine unde te duci? Exact, exact. La vârsta de 16 ani jumătate, atunci L-am urmat pe Dumnezeu și în apa botezului. Deși am fost un om moral, deși viața mea oarecum era ok, sau eu consideram că este ok, am realizat că a fi creștin nu înseamnă doar a fi un om moral, ci înseamnă a-L urma pe Iisus. Înseamnă a citi Biblia, a înțelege și a o trăi. Avea o relație, exact, cu Domnul Iisus Hristos. Exact.
De fapt, tu vrei să spui că ceea ce ai învățat, ai încercat să păstrezi cu strictețe, însă ți-ai dat seama că altceva înseamnă o trăire de creștin, o trăire reală și adevărată. Trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu, să te duci la El ca la un tată, ca la un prieten, ca la un frate, ca la un sfătuitor, așa cum scrie și în Psalm, că Dumnezeu este sfătuitorul nostru. Așa este, A trecut vremea aceea frumoasă a adolescenței, a tinereții și viața ta, așa cum ți-ai dorit, probabil, a luat o întorsătură și o schimbare radicală, adică te-ai căsătorit. Da. L-ai întâlnit pe cel care cred că este modelul de bărbat pe care ți l-ai dorit. Te-ai căsătorit cu... M-am căsătorit cu Nelu, cu Nelu Albu. Întotdeauna mi-am dorit, de adolescentă fiind, mi-am dorit să întâlnesc un băiat cu care să mă pot ruga, un băiat blând, un băiat bun, care în primul rând să-L iubească pe Dumnezeu foarte mult. Și într-adevăr, când am întâlnit pe Nelu, am văzut acest lucru la el. Am văzut că are principii, am văzut că are valori, îl iubește foarte mult pe Dumnezeu și asta m-a atras mai mult la el. Îmi place cum te-ai gândit, ai ales valorile care sunt scrise acolo în Galatenii, care derivă din roada Duhului, blândețea, bunătatea, îndelungă răbdare și să-L iubească pe Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, înseamnă că le poți avea pe toate. E frumos. Și Domnul a adus o binecuvântare, l-a adus pe David. Știu că aveți un copilaș binecuvântat și minunat pentru voi. Însă s-au întâmplat lucruri la care nu te-ai gândit vreodată, că Dumnezeu te va trece printr-o școală de prelucrare. Ai vrea să ne povestești puțin ce a însemnat această școală și ca să înțelegeți, dragi ascultătoare, despre ce este vorba, puțin am să prezint eu. Dana are o slujbă specială într-o biserică, este lidera femeilor, se ocupă cu acest sector al bisericii, cu sectorul feminin și este o mare responsabilitate, o foarte mare responsabilitate, mai ales că noi femeile suntem mai sensibile, mai supărăcioase, mai dificile poate. Și pentru un asemenea sector trebuie multă pregătire. Cum a fost organizat acest sector, veți afla mai târziu, dar cum a fost pregătită Dana pentru această slujbă, am să o rog să ne povestească în minutele ce urmează. Spune-ne cum a trecut prima adiere de vânt. N-a venit furtuna de la început, doar au început să se miște frunzele. Care au fost acele momente? În anul 2006, chiar când am venit din concediu, după un concediu foarte frumos, am început să am dureri în zona lombară. Eu avusesem dureri și în urmă cu câțiva ani, însă nu erau la fel de accentuate și cedeau uneori la antiinflamatoare sau la medicamentele uzuale pe care le luam. Ei, de data asta, durerile s-au accentuat destul de puternic și n-au mai cedat la niciun fel de calmant. Și din concediu am ajuns direct la neurolog. Doamna, în supravegherea căreia eram, mi-a spus: cred că este caz de operație. Facem un remene și apoi vedem. După ce am făcut remeneul, diagnosticul a fost hernie de disc lombară la 3 nivele. Primul lucru a fost să mă impacientez. Nu știam încotro să apuc, nu știam să merg la operație, să nu merg la operație. Îmi aduc aminte că eram cu Nelu în mașină, cu soțul meu. Și ne-am rugat. Și a spus: Doamne, suntem în mâna Ta, asta este, o să vedem ce vom face în continuare. La indicația medicului respectiv, am ales să stau întinsă în pat. Mi-a spus medicul că dacă vreau să nu mă operez, trebuie să stau în repaus la pat. Nu știam pe atunci ce înseamnă asta și nu știam cât timp va dura lucrul ăsta. Cert este că a fost o lună și jumătate în care am stat numai în pat, întinsă pe spate și pe partea stângă. Am omis să vă spun, când am ajuns la neurolog, făcusem pareză pe piciorul drept. Halucele sau degetul mare de la piciorul drept nu mai opunea rezistență, laba piciorului nu mai opunea rezistență și ăsta a fost unul din simptomele care au certificat diagnosticul.
Am ajuns acasă, am luat antiinflamatoare destul de puternice, care au avut și efecte adverse ulterior și nu s-a întâmplat nimic în mod special. Starea mea era la fel, doar că după vreo 2-3 săptămâni durerile au început să scadă în intensitate, dar oricum persistau. Aveai dureri permanente? Dureri permanente. Așadar, te-ai trezit cu dureri și peste aceste dureri și cu un diagnostic și cu o veste îngrozitoare că o să stai întinsă pe pat, tu care credeai că viața o să fie frumoasă, o să zburzi alături de copilașul tău, lângă soțul tău, ce frumoase visuri ne putem face și cum se pot nărui într-o clipă. Așa într-o este. Clipă. Fiindcă am discutat despre această roată a olarului, să zicem că ai fost pusă pe roată. Se învârtea roata și împreună cu spatele tău se mai șlefuia și inima mea. Și inima ta. Așa este. Erai mâhnită, erai tristă în momentele acelea. Cum gândeai la Dumnezeu? Ce îl întrebai pe El? Nu eram tristă. De obicei sunt o fire optimistă și un om luptător când e vorba de credința mea. Unul din darurile pe care le am este și darul credinței și poate că asta m-a ajutat în perioada respectivă și n-am fost tristă deloc. Însă, în decursul a unei luni, o lună jumătate, când am stat în pat, am început să mă întreb, ok, se va termina odată perioada asta sau cum se va termina perioada asta? Spune-mi, curgeau lacrimi pe obraje atunci? Mai rar. Mai rar? Mai rar. Nu voiai să plângi? Nu, nu voiam să plâng și nu numai că nu voiam, dar nu simțeam să plâng. Deci eram foarte liniștită în perioada respectivă. Însă după o lună, când am văzut că lucrurile nu se îmbunătățesc într-o măsură, am zis, ok, trebuie să fac ceva. I-am spus, Doamne, acum ori mă duc la operație, am respectat cu strictețe tot ceea ce mi-a spus medicul, ori, nu știu, mă vindeci, faci ceva. Și îmi amintesc, n-am să uit niciodată ziua respectivă în care am stat pe pat și vorbeam cu Dumnezeu. Și spuneam, Doamne, mă rugam, ce vrei să fac? Să mă duc la operație sau... Și atunci mi-a venit în minte un gând. Ceea ce spunea un om căruia eu îi mulțumesc foarte mult, că a avut un impact foarte mare asupra vieții mele. A spus așa, nu contează ceea ce ești, nu trebuie să fii neapărat pastor sau preot sau să ai o altă funcție, ca să-ți pui mâna peste cineva și să te rogi. Și Dumnezeu să vindece. Și am zis, ok, mi-a adus aminte de lucrul ăsta și n-am făcut altceva decât am pus mâna la spate, în zona lombară, și am spus, Doamne, acum ori mă duc la operație, că nu mai pot să stau în pat, ori îți pui mâna peste mine. Nu am experimentat niciodată vindecarea într-un mod miraculos. Însă, nu s-a întâmplat nimic, n-am simțit nicio căldură sau un altceva. O altă senzație specială. Exact. Însă, îmi aduc aminte că seara când Nelu a venit acasă și a pus mâna pe laba piciorului, a început să opună rezistență. Înainte de perioada asta, eu trimisesem analizele unui medic reumatolog într-o altă localitate, la o bază balneoclimaterică. Și medicul, când a văzut simptomele și a văzut rezultatul analizelor, a spus, ok, trebuie să vină de urgență aici, să mai putem face ceva. Oricum, s-a pierdut perioada de început când putea să fie operată, acum trebuie să fie recuperare, deci recuperată. După ce m-am rugat, m-am hotărât să merg să văd ce se poate face, fie să mă operez, fie să se întâmple ceva. Deci nu mai puteam să stau în pat, era mult prea mult pentru mine. Durere aveai în continuare, însă ai început să simți piciorul. Da, da. Când am ajuns acolo la medic, medicul respectiv i-a spus, păi aici pe remene, da, într-adevăr este justificat diagnosticul, însă simptomele nu mai sunt cele pe care tu mi le-ai spus înainte. Și atunci am zis, ok, asta a fost mâna lui Dumnezeu care s-a atins de mine. Nu am experimentat niciodată o vindecare așa, la modul ăsta. Dar atunci mi-am dat seama că Dumnezeu atunci s-a atins de mine.
Ce înseamnă că simptomele nu mai corespund cu remeneul anterior? Că n-ai mai avut dureri? Vă spuneam adineauri că în momentul în care am fost la medic, laba piciorului drept nu mai opunea rezistență. Toate simptomele astea eu le-am scris medicului respectiv, de la stațiunea respectivă, și când m-am dus acolo, a zis, păi doamnă, laba noastră funcționează bine. Piciorul opune rezistență. E ok, este bine. Atunci mi-am dat seama că a fost mâna lui Dumnezeu care s-a atins de mine după o lună și ceva în care am stat numai în pat. Spune-mi, ce te-ai gândit să stai așa o zi întreagă, o noapte întreagă, a doua zi, a treia zi? Cred că stând așa pe pat îți vin atât de multe gânduri în minte. Ce făceai? Nu te-ai gândit cumva că Dumnezeu vrea ceva de la tine? Ce ți-a trecut prin minte? Oricum, în momentele astea, când stai în pat, sigur îți vin foarte multe gânduri de genul, am greșit cu ceva, oare Dumnezeu vrea să mă pedepsească, vrea să mă disciplineze. Îmi aduc aminte că în perioada respectivă n-am întrebat foarte mult, Doamne, vrei să mă disciplinezi sau vrei să mă pregătești pentru ceva, ci întrebam pe Dumnezeu, ce vrei să mă înveți? Am spus că de fel sunt optimistă, nu sunt un om pesimist. Și n-am luat suferința asta ca o tragedie. Dar am vrut și efectiv l-am întrebat pe Dumnezeu, ce vrei de la mine? Ce vrei să mă înveți? Nu te-ai putut ridica nici să te ocupi de copil sau ceva? Nu. Absolut nimic. Nu. În toată perioada respectivă, soacra mea și mama mea m-au ajutat, în special soacra m-a ajutat destul de mult, l-a luat pe David la ea și eu am stat acasă. Da. Deci copilașul a fost luat de la tine. Exact, da. Pentru că nu mă puteam ridica din pat. Mergeam doar la baie și după ce mama a venit la noi, mama mi-a adus mâncare la pat. Deci eram efectiv imobilizată la pat. O lună și ceva, da. David a fost plecat la bunica și eu am stat numai în pat. Da. Însă, revin, nu m-am gândit că Dumnezeu mă pedepsește pentru ceva sau... Și am zis, Doamne, dacă vrei să mă înveți ceva, arată-mi ce vrei să învăț. În toată perioada respectivă, când după ce am venit de la tratament, am început să mă simt mai bine. Deja puteam să calc pe picior, era mult mai bine, se vedea o îmbunătățire. Și am început să îl percep pe Dumnezeu mult mai aproape de inima mea. Am petrecut mult mai mult timp cu El, pentru că eram acasă, eram singură, David, am spus, era la bunici. Ulterior a venit și el acasă și era la grădiniță până după masa și am petrecut mult, mult mai mult timp în rugăciune și stând și meditând la cuvântul lui Dumnezeu. Îmi amintesc că există un verset care spune că apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Versetul ăsta a avut așa un impact asupra mea atunci. Pentru că, într-adevăr, atunci când te apropii de Dumnezeu, El este imposibil să nu se apropie de tine. Este imposibil să nu-ți răspundă. Și, v-am spus, a fost o perioadă de apropiere și mai multă de Dumnezeu. L-am înțeles pe Dumnezeu într-un alt mod. După ce mi-am revenit, cam în timp de 6 luni, am început să-mi revin, să-mi reiau activitățile. Timp de 6 luni, nu puteam să stau înșezut. Mai aveam dureri, dar nu foarte mari. Dar după 6 luni am început să-mi reiau activitățile. Câți ani aveai, Dana? 30. La 30 de ani să stai imobilizată jumătate de an la pat? S-ar putea numi oarecum atelierul de șlefuire a lui Dumnezeu. Așa este. Așa. N-a fost ușor, dar a fost frumos. Și pot să spun că perioada respectivă, privind în urmă acum, parcă n-aș mai repeta-o, dacă ar fi, parcă n-aș mai vrea să trec pe acolo. Însă nu-mi pare rău că am trecut. Pentru că acolo am învățat atâtea lucruri pe care nu le-aș fi putut învăța niciodată în alt fel decât așa. Și mi-am dat seama că după aceea am avut o perioadă mai grea și dacă n-aș fi trecut pe acolo, nu cred că aș fi fost pregătită pentru perioada următoare. O altă etapă de prelucrare. Exact. Dragi ascultătoare, niciodată Dumnezeu nu ne pune într-o lucrare nepregătite. Deși Dana
De mică a știut care e voia lui Dumnezeu, a încercat să trăiască moral, așa cum a amintit ea, a avut niște standarde de viață deosebite și a căutat și partenerul sau a dorit ca și soțul ei să se identifice cu valorile morale pe care ea le-a știut din copilărie sau din cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, se pare că n-a fost pregătită pentru o lucrare unde Dumnezeu a vrut să o implice, să o pună. Însă despre acest lucru vom vorbi data viitoare, la următoarea întâlnire. Acum ne vom despărți de Dana și doresc, gândindu-te la această încercare prin care ai trecut, un gând de încurajare care ai putea să-l accentuezi acum la despărțirea noastră. Ceea ce vreau să vă spun este că atunci când Dumnezeu îngăduie în viața voastră o încercare sau o suferință, nu o îngăduie degeaba. Și El, care este atotul știutor, a toate știutor, pregătește din înainte toate resursele pentru ca să treci pe acolo. Nu îngăduie mai mult decât poți duce. Și tocmai de aceea v-am spus că Dumnezeu m-a pregătit și a fost o perioadă în care m-a pregătit pentru o altă etapă. Dacă nu mă apropiam mai mult de Dumnezeu atunci, nu puteam să răzbesc în perioada următoare. Acesta este gândul de încurajare, să acceptăm prelucrarea lui Dumnezeu și să ne gândim că El vrea să ne facă mai sensibili la prezența Lui și la cei din jurul nostru. Cu acest gând ne despărțim. La revedere, fiți binecuvântate! La revedere! Când oceanele cumplit cu El.
de la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.